Guvernare electronică, ei au în proiect, au stabilit că vor instrui 12 funcționari publici, personal IT, care se vor ocupa de gestiunea aplicațiilor de pe această platformă guvernamentală. Ei vor instrui cum să creeze, cum să gestioneze registrele, pentru că este vorba de diferite registre, autorizații și așa mai departe. Și cum să creeze la necesitate pentru ei, de exemplu pentru Ministerul Agriculturii, pentru ANSA, să creeze alte aplicații care să poată oferi un serviciu public online. Asta este un scop declarat al guvernului. Ei au planificat 12 persoane să fie instruite. A venit solicitarea să fie 30 de persoane incluse în acest proiect. Cei de la Centrul de Guvernare Electronică au stabilit un minim necesar de cunoștințe pentru ca ei să poată să fie... Ei le-au îndeplinit din 30 de persoane. Aproximativ 15 nici măcar nu au venit la lecții. Deși s-au cheltuit bani pentru ei. 12 totuși au fost formați, restul nu au putut să fie formați, 12 dintre ei totuși au fost formați conform proiectului inițial. Dintre acești 12, 8 oameni au plecat în sistemul privat. Respectiv, și asta la, pe parcursul la 2 ani. Lor li se formau doar capacitățile. Ei nu sunt bine remunerați în sistemul public. În sistemul public, un specialist IT primește de la 3.000 de lei până la 7.000 de lei. Da, știți că s-au plecat concret sau așa? Conform datelor sau conform datelor din interviu, știu că din 12 oameni au plecat 8. Alții sunt... 300